Salutare și bine ați venit la un nou videoclip pe acest canal Basino. Astăzi voi face un videoclip destul de special, așa. Va fi un videoclip destul de special pentru voi, pentru că este un videoclip metode pentru a face bani, metode de snipe. Sunt trei metode, eu zic că sunt diferite față de cele care vi le aduce toată lumea, aceea cu LF și cu snipe la elite. Deci sper că vă place, susțineți-mă și voi cu un like și un subscribe, ar fi foarte mult pentru mine. Avem deja 260 de abonați, vă mulțumesc încă o dată și haideți să începem. Mergem prima dată la market, dăm puțin un search, punem așa. Prima metodă este cea care o folosesc și eu cel mai mult și mi se pare cea mai simplă și bună metodă dacă știi marketul. Așa, aici am pus 78 la overall minim. Aici bifăm toate pozițiile și scoatem L-U, L-M, R-M și C-B. Save. Și aici am vom da prețul până în 11.000 și dăm save și dăm un search. Veți vedea că o să fie perioada asta, nu, pentru că marketul e destul de slăbuț. Cum să zic, o să fie și crash pentru că o să fie team of the year și alte chestii. O să observați că o să fie, acum nu, dar o să fie full de inform, deci inform peste inform. Și printre aceste inform, uitați acești jucători. Acum sunt destul de mult pentru că v-am zis că sunt probleme cu marketul și alte chestii. Dar dacă o să vă uitați peste o săptămână și ceva, două, am prieteni care pot să confirme chestia asta, vor fi doar inform veterans de 78, de exemplu Pizarro și alții. Și printre acestea rar, destul de rar, o să fie câte un jucător de acesta, de exemplu în Bocani, acum 2 săptămâni, valora 16.000. Ansaldi la fel, Hamouma valora 13.000 și tot așa. Dacă dați puțin și vă uitați, în momentul ăla ar trebui să dați, uite așa, înțelegeți? Pentru că ar fi full de inform. Uite, de exemplu, putem încerca și acum să vă arăt, de exemplu, Valbuen, dar nu cred că o să fie profitabil, pentru că v-am zis că acum uitați Pizarro de care vă vorbeam. Acum marketul e super, 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 super în cădere la prețuri, deci nu se merită să faceți această, această afacere. Așa, promovări peste tot. Ok, haideți să dăm puțin înapoi, măcar încercăm să vă arăt. Uitați, avem aici un Valbuena, 8800, dăm un search, dăm așa, căutăm Valbuena, poziția R-U, dăm un save și dăm un search. Ok, uitați, el era 8800, 8800, 9700 și de fapt prețul lui se bate undeva la 13.000, 13.000, 13.000. După cum v-am zis, acum marketul e super, super, super încărcat cu prostii, prețurile sunt scăzute și metoda asta nu este foarte bună. Acum, dar este o metodă super profitabilă, eu reușesc să fac și 250 de K într-o zi și ceva, stând cam vreo 6-7 ore pe zi, dar nu ca disperatul. Marketul se resetează odată la 5 minute și odată la 5 minute dați puțin un refresh și începeți să faceți așa, știți? Ok, sper că ați înțeles această metodă, eu zic că e cea mai profitabilă, pentru că se poate nimeri să prindeți un 78 sau 79 care valorează 25.000, 30.000 și voi dați pe el maxim 11.000 și ceea ce este super, super, super bun. A doua metodă care am mai folosit-o eu foarte mult este aceasta. Bifăm aici gold, bifăm la preț, hai să zicem 1250, de eu făceam cu 1450 pentru că n-aveam foarte multă răbdare, dar dacă aveți răbdare bifați 1250, la poziții nu interesează gold. Dăm un search, vedeți că sunt toți cumpărați deja, deci metoda asta se folosește, dăm un refresh. Uitați că fix acum când filmam a apărut, ok. Am reușit să-l cumpăr pe ăsta, am reușit să-l cumpăr și pe ăsta, Shevchenko, ho-ho, Zviachenko, nouă și... Ok, am reușit să cumpăr doar 4. Metoda care este? Nu-i cumpărați cu 1200 și după îi vindeți cu 1600, 1700, nu. Și ce faceți? Mergeți puțin la plans. Uitați aici și dați autofill. Vedeți că eu am completat de 132 de ori, deci asta înseamnă foarte, foarte mult. Gândiți-vă că vă trebuie 10 gold.
Eu am completat-o de 130 de ori, deci gândiți-vă cam de câte ori am făcut-o. Și care este metoda? Voi, ca să completați asta, dați în jur de 12.500 gold. Dacă vă pică un Elite Trophy, e 21.000. Îl puneți la preț 20.000 la bid și 21.000 la buy now. Și o să se vândă super, super rapid, pentru că la prețul ăla, la momentul de față, e super. După cum ziceam, dacă o să vă pice doar unul și doar unul din toate 10 trofii, deja e profit de 8K. Dacă vă pică 2 gold trofii, sunteți acolo, adică nu ați pierdut și nu ați câștigat nimic. Dacă vă pică doar silver, bronze, sunteți în minus cât de cât, dar sunt șanse. De exemplu, mie mi-a picat odată și 3 Elite Trophy în același pack și asta înseamnă 60.000. Și 60.000 cu 12.500 înseamnă super, 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 super mult. Deci asta este o metodă super bună, o folosesc pe asta când mă plictisesc, mă duc la gold, când am răbdare de faci drept și când mă plictisesc. Haideți să mergem și la a treia metodă. A treia metodă necesită foarte multă răbdare, dar foarte, foarte multă răbdare. Asta este folosită destul de mult. Dăm puțin pe market. Eu săptămâna asta am, uitați, astea dau sold super imediat. Deci trebuie să fiți, uitați, de exemplu, în față de 78.250. Deci, dacă reușiți să prinde jucători de ăștia mai înalți la overall, puteți să chiar și vindeți înapoi, dacă vreți. Ok, săptămâna asta eu am văzut la inform, acum ați spus la bureală la prețul ăsta, pentru am vrut doar să văd dacă se cumpără, dar nu se cumpără. Acest lens, fiecare săptămână apar jucători inform noi și fiecare săptămână cu un jucător doi puteți face mare, mare, mare profit. Și ce îmi faceți cu acești inform? Dacă îl căutați pe lens acum pe market, dăm puțin la resetul, dăm lens. 79 și dăm search. Este 9000. Eu i-am luat la snipe cu 8000 și puțin. 8700. Ok, este acest preț. Cumpărați cât mai mulți, dacă aveți răbdare, m-am zis. Cumpărați cât mai mulți cât puteți voi din toți banii voștri. Cumpărați acest inform lens acum. Săptămâna viitoare o să fie alt inform care o să fie convenabil. Eu am văzut că săptămâna asta sunt unii care cumpără, de exemplu, era un KB de 79 Cesar, dacă nu greșesc. Nu greșesc. Hai mă, că știam numele. Da, să dăm puțin așa. 79 maxim 4K. Andre Pinto. Andre Pinto. Deci am văzut foarte mulți care cumpără acest Andre Pinto. Eu zic că merge și cu Andre Pinto. Acum îl cumpărați la 3.5K. O să urce cum am fost cu Hilton acum 3 săptămâni. O să urce undeva pe la 8-9K. Deci este profit de 4K, 3K și ceva cât mai ia marketul. Deci ok și pentru cu ăsta. Dar eu zic că lens îl cumpărați acum la 8.000 și ceva și cam într-o săptămână jumate, două, o să ajungă undeva la vreo 18.000, 20.000, ceea ce înseamnă super, 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 super mult pentru... Vine 10K de jucători. Gândiți-vă că aveți 20 de bucăți, 200K profit. Deci aveți 50 de bucăți, 500K profit. Și faceți asta săptămână de săptămână și din ce în ce o să aveți mai mulți bani ca să cumpărați mai mulți inform de același tip și să-i revindeți la alt preț. Sper că v-a plăcut și acest videoclip cu metode de făcut bani. Sunt metode destul de bune. Eu prefer pe cea cu 78. Îmi place și asta cu gold. Aceasta cu inform am început să o fac săptămâna asta pentru că am văzut că e super profitabilă și se merită chiar să o faci dacă ai răbdare. Eu nu prea am răbdare, dar o să încerc să am răbdare. Acesta am fost eu. Dacă, cum am mai zis la începutul videoclipului, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Să aveți o zi bună!